Fresh, aproape scos din cutie. Mă duc la conferință. Ivo? Nu văd din ea. Ce asta? Cum s-a părut toată discuția asta despre blogări, agenții și companii? Bă, interesant. Ai reținut ceva util din toată povestea? Bă, că dacă îți faci treaba și ești consecvent, trebuie să fie... Ai, ajungi bine. Chiar dacă ești client, chiar dacă ești agenție, chiar dacă ești client. Alex? Ce nume? Din discuția cu blogări, despre blogări, companii și agenții? Ai, de cam. Ai ceva de subliniat? Ți-a plăcut ceva anume? Bă, eu sincer, mie îmi place să aplic rețeta proprie și personală. Nu prea mă bazez pe experiențele altora, dar ce pot să spun e că, din punctul meu de vedere, lucrurile au mers întotdeauna bine. Hai să zic eu. Ți-a mers bine? Lucrurile. Nu este, nu e problemă. Acum suntem la ciorbă. Se numește Ciorbă Tox. Am fost acum 5 ani în tabăra asta. Așa. Și mi se pare că discuțiile erau undeva tot în aceea zonă. Bă, cum să vorbim cu bloggerii? Da. Ce probleme au agențiile? Ce probleme au bloggerii? Cum să-i abordăm? Și tot cu trecut 5 ani și avem aceleași discuții. Asta nu știu ce denotă, nu știu, nu a evoluat piața, nu s-a maturizat piața. Știi ce? Problema generației. Asta, asta e. Au apărut noi generații. Da, de generații de blogări și de agenții. Da, ok, ești de acord cu asta, dar nu... S-a dat refresh. Întotdeauna e ciclic. De acord, dar nu mi se pare, nu știu, mi se pare ok că după 5 ani de zile să ne existe un mini deontologic, nu neapărat scris, dar să ne lovim încă de probleme banale, gen cum abordăm blogării. Da, tu știi de ce nu scris? Pentru că să zicem că eu știu cum se face chestia. Dar nu trebuie să fie scris. Trebuie să fie, bă, ok, cum abordăm blogării? Doamne Dumnezeule, cred că totul trebuie să se reduce la bun simț. Absolut. Și de partea acestor și de partea blogării. Deci, asta trebuie să guverneze, practic, social media, bun simț. Dacă este bun simț... Ba, de ce? Domnul, revenim cu detalii. Fetelor, ce se întâmplă aici? Te bagi, domnul, sau nu te bagi? Ce trebuie să faci? Trebuie să decorezi un muffin sau o felie. Așa. Trebuie să fii cât mai creativ. Trebuie să decorezi un muffin sau o felie. Ești mai creativ și să faci aici niște... Să pui pe Facebook, hashtag la destec și poți să găsiți. Super trend. Super. Extraordinar. Apar pe vlog? Și eu. Este o prăjitură cu de toate. Bulescule, ce părere ai despre această operă de artă modernă? Păi e cu de toate, e bine, n-are cum să nu fie bună, e cu de toate. E brioșă cu de toate. Găsește-i un nume, deci, Ana, te rog. Brioșă cu de toate. N-a scăpat nimic. Găsește-i un nume, te rog frumos. Brioșă cu de toate. Gata, uite, vezi ce am văzut. Shaorma, brioșa shaorma. Brioșa orma. Brioșa orma. Brioșa orma. Aceasta este brioșa orma de azi. 3, 2 și... Să știți care a fost foarte bună. Rezolvăm un băi? Cerințe foarte clare și aș vrea să vă rog să vă încadrați în maxim o oră, să reveniți cu o idee. Echipa mea spart gașca și mergem pe terasă să lucrăm de acolo, pentru că e foarte multă gălăgie și nu ne auzim unii cu alții în sală. One hour later. Și că prezentăm noi. Bravo! Locul 2, echipa Cheesecake. Echipa Cheesecake, bravo! Contento, bentonata!
indiferent, mi-am abladat vlogurile. Hai să vedem ce activități mai avem. Deci eu recunosc, eu am venit a doua oară. La Burger? Da. Deci clar a fost bun. E a doua oară la Burger chinez. Cam place Burger așa. Bă, ce să zic? Mulțumesc frumos, băieți! Să înceapă petrecerea! Ia, ștergeți aia mai întâi! S-a învărsat minunăția asta! Și n-am băut nimic! Toate de asta! Îmi pare rău, bă! The world is on the scene and the fire is alive. I down, 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 la zi.